Bun găsit tuturor, câștigătoarea unora dintre cele mai importante premii din industria muzicală, cu un disc de platină și unul de aur pentru vânzări internaționale și cu cele peste 2 miliarde de vizualizări în mediul digital, Fly Project începe o nouă serie de lansări de piese. Îl am alături de mine pe Tudor Ionescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu știam cum să e bună dimineața, e bună seara. În picioare nu știu să stau, nu știu să mă comport. Prefer să stau așa, știu că e frumos să stau așa, să rămân. Bună dimineața, bine v-am găsit. După un timp în care te-ai axat doar pe creație, lansezi noi melodii. Da, e o piesă nouă, Mierva. Am stat anul trecut, în 2020, am zis că nu-i timp de stat acasă. Dacă nu-ți concerte, nu-ți turne, dar măcar până la studio putem să mergem. Lucru pe care l-am și făcut. Am stat acasă în 2020 și am muncit foarte mult. Am produs foarte mult, am compus foarte mult împreună cu colegii mei și prima piesă pe care am și reușit să o scoatem este Mierva. Sabes que digo Mierva, ¿dónde está Mierva? Despre ce este piesa? Despre, ca orice piesă Fly Project, despre distracție, bucurie, fericire. E o piesă pentru oameni. Niciodată n-am știut să-i vin cu o idee, să mă gândesc, să-i găsesc o poveste unei piese. Simți ceva când asculți o piesă pe care am muncit-o noi? Dacă simți ceva, indiferent de ce simți, dacă te aduce aminte de ceva, dacă te produce așa niște fluturi în stomac, dacă ceva simți, aia e cea mai mare bucurie. Fly Project a luat naștere în 2005. Da. Sunt 16 ani. Deja. Cum ai reușit? Sunteți în top în continuare. Ați fost în topuri, ați avut hituri peste hituri. Nu ne-am făcut un scop niciodată. Nu și-a făcut nimeni niciodată un scop din a reuși ceva. Așa cum nu ne-am făcut niciodată un scop din, nu știu, acum să facem o melodie pentru afară, pentru internațional. Noi am făcut muzică, de fiecare dată am făcut muzica aia care ne-a plăcut nouă cel mai mult. Știi că vorbeam mai devreme că Fly Project s-a bucurat și se bucură în continuare de un succes uriaș. Și tu îmi spuneai, depinde cum vezi tu succesul. Tu, da, cum vezi succesul? Ce înseamnă cum succes? Pentru tu succesul? Pentru fiecare înseamnă succes. Succesul înseamnă altceva. Noi nu am început Fly Project în 2005 ca în ideea de a face, de a crea un produs de succes sau un business. Nu ne-am gândit la asta nicio secundă. Noi am început Fly Project în 2005 pentru că eu lucram la radio, fostul meu coleg lucra la un studio, eram săraci, vai zilele noastre, serios, și neavând bani, am zis, bă, fii atent, eu pot să fiu MC, tu poți să fii DJ, mergem la baluri de boboși să cântăm. Și mai facem un bănuț. După care am stat și m-am gândit, zic, bă, da, dacă am face o piesă, nu putem să luăm bani mai mulți? Și de aici a plăcut Fly Project. Noi n-am compus niciodată până atunci nimic. La evenire, oh, oh, I just wanna feel it, oh, oh, 'cause I just wanna do it my way. În ultimii 16 ani am petrecut mai mult timp în studio și în turnee decât acasă, cu ai mei. Da, există sacrificii, da, există compromisuri. Compromisurile mele, personale cel puțin, s-au bazat pe faptul că atâta timp cât tu ai un contract de onorat, îl onorezi. Atâta timp cât tu ai un concert, te duci și îl cânti, indiferent de ce se întâmplă acasă. Mi-aduc aminte, prin 2006, murise bunicul meu, noi eram în drum spre Torino. Păi ce voie, să mă întorc la mormântare? Așa ar fi fost normal, așa ar fi fost corect, așa ar fi fost corect moral și așa aș fi vrut și eu, ar fi fost ce mi-aș fi dorit. Dar cu toții ne-am dat seama că, stai puțin, ăsta e jobul, noi mergem să facem ceva pentru că am semnat un contract și pentru că am promis, am făcut o promisiune. Pe oamenii de acolo nu-i interesează ce probleme ai tu acasă, oamenii vor să te vadă pe tine venind, cântând și bucuros pe scenă în fața lor. Și ce sfat le-ai da celor care vor rapid și mult? Toată viața asta am încercat și eu să simplific tot, dar e una să încerci să simplifici lucruri astfel încât tu să simplifici viața și nu doar pe ta, chiar și pe celor din jur, dar simplificatul lucrurilor nu înseamnă fușereală, dar de la a simplifica lucruri până la repede și pe bani mulți, e o cale foarte mare. Nu știu dacă există o cale, că nu știu dacă, n-am văzut niciodată, eu n-am văzut drumul. Eu ca să fac bani eu trebuie să muncesc, eu toată viața mea așa, eu n-am câștigat niciodată, n-am găsit nimic pe jos. Oamenii să nu-și imagineze că banii vin așa cu milioanele și cu nemiluita. Dacă, de exemplu, un artist scoate azi o piesă, s-ar putea să, dacă piesa e bună, dacă face performanță, s-ar putea ca piesa aia să producă bani peste un an
an, doi. E bine, uite asta. Adică nu e ca și cum scoatem acum ierba și peste o lună mie mi-intră o leafă. Noi n-avem leafă. Dacă muncim bine, de asta, asta e și, de fapt, e o idee de a te strădui să muncești cât mai bine, să fii cât mai productiv, ca să și trăiești normal, decent. Adaptare. Adaptare și nimic altceva. Ne adaptăm, ne-am adaptat și 16 ani în continuu. Și continuăm să ne adaptăm. Fără să te adaptezi, mori. Iar asta mie nu-mi place să mor. Este necesar să te reinventezi constant ca să rămâi sus. Da, și nu vorbim doar despre oamenii care apar la televizor, nu vorbim despre tine, despre mine, nu vorbim despre oamenii care apar la televizor. Omul normal, omul de acasă, maică-mea se readaptează. Așa cum spuneam și în introducere, urmează mai multe lansări de piese. Vara a început cu hitul Mierba, a început și cu mai mult Tudor Ionescu decât Fly Project în sine. E Fly Project. E Fly Project. Artistul este Fly Project. Continuă. Personajul e Tudor Ionescu, că n-am să-i fac, nu pot să-l schimb numele. Am confuz, după cum spuneam, multe, am ajuns, cred că avem în momentul ăsta undeva la 17 piese, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată la Fly Project, pentru că noi n-am avut niciodată timp să compunem atât de mult, pentru că n-am avut niciodată timp să stăm atât de mult în studio. Acum avem și mai multe piese, acum publicul e și mai mare, publicul e și altul. Încercăm, ca de obicei, să-i facem pe oameni să se distreze și nimic altceva. Mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând!